Decizia luată în Consiliul Local la sfârșitul anului trecut se pune în aplicare de mâine. Cu alte cuvinte, tot de mâine suma lunară datorată firmei de salubritate crește de la 4,8 la 7,75 de lei pentru un locatar de la bloc. Administratorii i-au anunțat deja pe locatari. Am pus afiș la toate scările. Ca administrator sunt mulțumit de servicii, dar ia gunoiul, deci ia gunoiul și la cerințele noastre, să spale europubele de câte ori cerem noi cu adresă scrisă. Majorarea este valabilă și pentru severinenii care locuiesc la case. În cazul acestora, tariful crește de la 5,2 lei la 8 lei. Tot de mâine, agenții economici urmează să achite către firma de salubritate 94 de lei pentru fiecare metru cub de resturi menajere. Tariful se împarte din două. Este un tarif de depozitare la depozitul ecologic și un tarif de colectare și transport. Modificarea tarifelor este și o consecință a creșterii prețurilor la combustibili. Pe de altă parte, firma de salubritate plătește 40 de lei pentru depozitarea unui metru cub de gunoi la groapa ecologică.